Am aflat ceva mai devreme, dragi prieteni, în telefonul zilei de la reprezentanții ai Spitalului Municipal Vatra Dornei, în discuția pe care managerul Valentin Stan împreună cu directorul medical Cristi Rusu au avut-o cu Mihai Cioată, că se intenționează achiziționarea unui aparat de testare împotriva COVID-19 și tocmai de aceea, pentru a afla mai multe detalii, i-am invitat-o în telefon pe doamna deputată Angelica Fădor. Știu că dumneavoastră sunteți cea care ați inițiat discuțiile care au adus la oaltă toți primarii comunelor din bazinul Dornelor, pentru că și ei vor contribui cu o sumă importantă pentru achiziționarea acestui aparat. Vreau să vă întreb, mulțumindu-vă în același timp pentru că sunteți din nou în legătură telefonică cu noi, care au fost reacțiile pe care le-ați primit la propunerea dumneavoastră, doamna deputată? Bună ziua tuturor! Mă bucur din tot sufletul pentru că reacțiile primarilor din bazinul Dornelor au fost cele la care eu sincer mă așteptam, cunoscându-i atât de bine pe fiecare în parte. Într-adevăr, aseară, în momentul în care am avut discuții cu fiecare primar în parte din bazinul Dornelor, aceștia au înțeles cât este de important pentru întreaga zonă să avem un astfel de aparat. Și în cursul zilei de astăzi, respectiv parte dintre ei în cursul zilei de luni, vor și iniția hotărârile de Consiliul Local pentru ca fiecare primărie în parte să vireze în contul primăriei Vatra Dornei suma de aproximativ 30.000 de lei fiecare. Menționez că acest aparat costă 430.000 de lei, iar prin contribuția primarilor, a tuturor primarilor din bazin Dornelor, este posibilă achiziționarea acestui aparat care vine împreună cu 1.000 de teste. Pe această cale țin să le mulțumesc din tot sufletul pentru toată implicarea, pentru faptul că au înțeles și pentru că au demonstrat și de această dată că reușesc să fie o echipă în momentul în care zona Dornelor are nevoie de ei. Cât de complicat e de achiziționat în perioada asta în care toată lumea caută astfel de aparate un asemenea dispozitiv și mă gândesc că înainte de a lua decizia de a-i contacta pe primari, ați avut discuții cu reprezentanții spitalului pentru că la Vatra Dornei va fi montat. Știu că sunt condiții speciale în care acesta se montează. E vorba și de personalul calificat necesar pentru mânuirea tuturor testelor și pentru lucrul propriu cu acest aparat. Din acest punct de vedere, cum stăm? Într-adevăr, înainte de a iniția discuția cu cele 12 primării din zonă, discuția inițială a fost cu reprezentanții Spitalului Vatra Dornei, pentru că, așa cum menționați și dumneavoastră, este nevoie de un spațiu special amenajat, avem nevoie de 3 camere, de o cameră primire probe, de un anumit circuit pentru deșeurile patologice, care nu trebuie să intersecteze cu celelalte circuite, însă, din fericire, la Spitalul Vatra Dornei avem un astfel de spațiu care va deservi acel aparat de care vă spuneam. Partea foarte bună este că aparatul care va fi achiziționat la Vatra Dornei va putea fi folosit și pentru realizarea altor tipuri de teste și să ne ajute Bunul Dumnezeu ca într-un an, doi, când vom avea efectiv și vaccin, să nu mai fie nevoie să testăm oamenii din zona Dornelor pentru COVID-19 și da, vom putea folosi acel aparat și pentru a realiza alte tipuri de teste necesare pentru oamenii din zona noastră. Care e valoarea totală a aparatului și putem înainta oarecum și un termen aproximativ când el va fi funcțional la Vatra Dornei? Deci, valoarea totală a aparatului este de 430.000 de lei, așa cum vă spuneam, iar în această sumă este inclus aparatul plus 1.000 de teste. Și aici aș vrea să mulțumesc din tot sufletul firmei Eoliana și respectiv Bucovina, pentru că fiecare dintre aceste două firme au contribuit cu suma de câte 100.000 de lei, 1 miliard de lei vechi, echivalentul a
1000 de teste. Deci în zona dormelor va fi practic acel aparat împreună cu 3000 de teste care vor fi disponibile în funcție de priorități, de urgențele care în mod cert vor apărea și la noi. Termenul efectiv de livrare a acestui aparat este de 14 zile. Noi sperăm în urma tuturor demersurilor făcute de către Primăria Vatra Dornei, care va achiziționa efectiv acest aparat și ulterior îl va da Spitalului Vatra Dornei. Sperăm în urma tuturor discuțiilor, așa cum vă spuneam, ca termenul să fie unul mai scurt. Și mulțumesc pe această cale și tuturor celor implicați în această achiziție de la Primăria Vatra Dornei, fără de care nu ar fi fost posibilă realizarea în timp scurt a acestor demersuri. Deci primăriile din Bazinul Dornelor s-au mobilizat cu suma de 300.000, iar restul de 130.000 va fi completat din bugetul Primăriei Vatra Dornei, cea care va și achiziționa de altfel aparatul, urmând ca mai apoi acesta să intre în proprietatea spitalului din Vatra Dornei. De asemenea, ne spuneați că firmele Eoliana și Maspex, Ape Minerale Bucovina, au achiziționat fiecare câte 1000 de teste, donând suma de 100.000 de lei, 1 miliard de lei vechi, demersului inițiat de dumneavoastră și la care au achesat, iată, reprezentanții comunităților din întreg Bazinul Dornelor. Practic, un test costă cam 100 de lei, dacă am făcut un calcul simplu, nu? Într-adevăr, da. Un test costă cam 100 de lei, însă sănătatea noastră a tuturor este neprețuită. Am înțeles. Întreb asta pentru că, să știți, în ultimele zile nu puțini au fost cei care m-au întrebat cum ar putea să doneze către spitalul din Vatra Dornei. De asemenea, în telefonul zilei, domnul director Cristi Rus, împreună cu managerul Valentin Stan, ne-au confirmat faptul că există un cont la trezorerie direct al spitalului și mai apoi o fundație care funcționează de asemenea tot sub oblăduirea spitalului cu un cont bancar la o bancă comercială în care cei care doresc să contribuie o pot face și asta pentru că au crescut în ultimele săptămâni prețurile la toate materialele de care ei au nevoie. Mă gândeam, poate un plus pentru cei care au tot pus întrebări despre cum ar putea să doneze pentru Vatra Dornei, ar fi și, iată, achiziția în două săptămâni de teste pentru aparatul ce va fi la spitalul din Vatra Dornei achiziționat în scurt timp. Într-adevăr, în această perioadă, orice semn de solidaritate, de bunăvoință a dornenilor este binevenit, pentru că cu toții suntem conștienți de faptul că în această perioadă, practic, ne luptăm cu un dușman nevăzut, neîntâlnit până acum și trebuie să facem tot ceea ce ne stă omenește în putință pentru a limita urmările pe care nu ne le dorim. Mulțumesc tare mult, doamna deputată Angelica Fădor, să aveți un weekend cât se poate de liniștit și ne auzim și săptămâna viitoare. Toate bune! Vă mulțumesc din tot sufletul și mulțumesc încă o dată din suflet primăriilor din Bazinul Dornelor pentru implicare și celor două firme, Eoliana și respectiv reprezentanților de la Bucovina. Mulțumesc! Orion FM, vocea Dornei.